Mulțumesc frumos, doamna Vlășceanu, și am ascultat cu interes pe domnul eurodeputat Winkler și da, parcă mi-a furat foile, mi-a luat foile și au zis ideile. Foarte multe din ideile pe care, la care mă voi referi s-au regăsit și în prezentarea dumnealui. Acum sunt și membru și în Comisia pentru Buget din Senat și în Comisia pentru Afaceri Europene, două comisii în care discutăm pe larg aceste subiecte legate de energie, provocări economice și, desigur, toate comunicările care vin din partea Comisiei Europene. Ce să spun, avem, ne confruntăm cu aceste crize multiple de care se tot vorbește. Crize multiple care, desigur, necesită o serie de măsuri, măsuri în, luate în, în cascadă cumva și măsuri care să vizeze rezultate imediate pe termen scurt, dar și măsuri pe termen lung, cu bătaie lungă, ce vorbea doamna eurodeputată, această strategie și viziune care ne trebuie și îmi notasem și eu că asta ar fi primul element pe această listă to-do list, strategie și viziune pe termen lung. Ne trezim după 2 ani foarte complicați, cu ambițiile de Green Deal, pandemie, război. Macroeconomic vorbind, am avut o serie de șocuri începând cu chiar cu a doua jumătate a lui 2019. De atunci remarcăm o creștere a prețurilor la energie, apoi pandemia a dus la o reducere a consumului, da? Ceea ce a însemnat că și producția de energie s-a adaptat și a scăzut producția de energie. Și când aveam un consum amânat, nesatisfăcut în perioada de pandemie, producție de energie scăzută, apare acest șoc extraordinar, războiul, care folosește gazul pe post de armă și atunci se combină. Producția scade și mai mult, producția de energie, ca urmare a acestui șoc extern, în schimb, cererea este la niveluri destul de ridicate, este cererea, cum spuneam, această cerere amânată din perioada de pandemie și care începe să se manifeste la sfârșitul anului 2021 și începutul anului 2022. Deci câteva elemente care s-au întâmplat în paralel și care au dus la o situație și la presiuni extraordinare cu care trebuie să le facem astăzi față. Și vedem în macro, dacă ne uităm la cifrele macro, vedem într-adevăr această structură a produsului intern brut despre care vorbea și domnul eurodeputat că s-a modificat foarte mult. Au apărut serviciile în ultimii 20-30 de ani. Europa era mândră că se duce spre servicii și eu eram tânăr economist în anii, la începutul anilor 90, la jumătatea anilor 90 și mi se părea puțin nefirească această direcție, că totuși servicii, dar ele trebuie să se baseze pe ceva. Dacă te bazezi numai pe servicii, atunci sustenabilitatea economiei este pusă la îndoială și iată că feeling-ul meu de tânăr economist, din păcate, va să se adeverească peste ani. Deci vedem o structură diferită a produsului intern brut în toată lumea. În România, de asemenea, din alte motive, serviciile în România erau cu totul subdimensionate în perioada comunistă, dar și industria a avut o cădere nefiresc de mare. Și dacă ne uităm pe toate graficele de consum de energie, de exemplu, veți vedea că grație eficienței în multe țări este un consum, dar crește producția, PIB-ul în general, pe când la noi este o reducere de toate, de consum, de consum de energie, de producție, de tot. Deci la noi producția aceasta pe toate planurile a afectat economia. Dar bun, ne trezim astăzi, sau mă rog, în anul 2022 cu prețuri ridicate, dacă ne uităm la indicele prețurilor producției industriale. Este un indice foarte util pentru a înțelege presiunea pe produsul final și pe inflația pe care o știm, acest IPC, care măsoară creșterea prețurilor pentru consumatorul final.
Deci PPI crește tot anul acesta la valori fantastice, fabuloase, 40, 50, 60, 70% vedeam în comparație cu anul precedent. Asta arăta clar presiunea foarte mare ce exista în zona economiei reale. Economia pierde competitivitate, firmele pierd din competitivitate și vedem 2022 un deficit al balanței comerciale și al contului curent, cel puțin în România, extraordinar de mare. Ultimele cifre sunt cu 25 de miliarde de euro deficit de balanță, cu 30% mai mult decât acum un an. Desigur, dintr-un efect combinat, reducerea competitivității, dar și creșterea costurilor pe importurile de energie. Și atunci avem aceste măsuri luate la nivelul Comisiei Europene și este chiar de apreciat faptul că încă din 8 martie 2022 Comisia Europeană vine cu primul pachet privind energie, reducerea dependenței de gazul rusesc, acest Repower EU. Și numai târziu de săptămâna trecută, miercuri, pe 9 noiembrie, avem cea mai recentă comunicare din partea Comisiei, un proiect de regulament de la Consiliu vine, prin care se dorește accelerarea obținerii de autorizații pentru energie verde, pentru solar și pompe de căldură. Și chiar Comisia și Consiliul spun că ar trebui ca autorizațiile pentru instalațiile de mică capacitate să nu dureze mai mult de o lună în cazul PV-urilor și chiar dacă este vorba de instalații mici de 30 de kW pentru prosumatori, dacă nu primește solicitantul răspuns într-o lună de zile, să se consideră adoptare tacită. Este o revoluție în materie de autorizare și certificare, pentru că în acest moment știți că nu se aplica conceptul de adoptare tacită, de autorizație pe care o primești în mod tacit. Pentru pompele de căldură, recomandarea este pentru 3 luni, desigur, și aici pentru instalațiile de mică capacitate și strict pentru instalații casnice, termenele sunt scurtate și chiar e nevoie numai de o notificare în propunerea Consiliului. De ce se întâmplă aceste lucruri? Pentru că pentru a proteja industria, trebuie să mutăm presiunea în primul rând din partea consumatorului final. La consumatorul casnic avem resurse. Avem prosumatorul dezvoltat și în România, dar foarte greu funcționează. Și poate unul dintre pașii ce pot fi luați imediat ar fi să vedem, să facilităm obținerea acestui statut de prosumator. De fapt, de la momentul în care o persoană depune dosarul și până devine efectiv prosumator, trec foarte multe luni, cred că mai și uită omul acela depus dosarul și de ce. Aici ceva nu funcționează. Da, e vorba și de autoritatea locală și de autoritatea centrală, dar nu se întâmplă lucrurile foarte coerent. Și ca să încheiem cu câteva priorități, câteva elemente pe care ar trebui să ne uităm acum cu atenție. Desigur, această viziune și strategie comprehensivă care să vină cu o strategie de competitivitate, cu PNIES, cu strategie energetică, elemente care în timp, din păcate, n-au mai fost în atenția noastră. Investiții în producție de energie electrică, dar și în transmisie și distribuție. Că văd că se vorbește foarte mult acum numai de producție, dar nici celelalte două segmente nu sunt de ignorat. Marea Neagră este o resursă extraordinară pentru exploatările offshore, atât pe wind farms cât și gaze. Apoi avem nevoie de măsuri coerente și predictibile pentru protejarea industriei. Știm că de peste un an avem o serie de scheme care la un moment dat au fost s-au mai uitat anumiți producători, anumite tipuri de consumatori din OUG-uri. Această predictibilitate, n-aș vrea să fiu foarte critic,
Trebuie îmbunătățită predictibilitatea astfel încât consumatorul final, fie că este agent economic sau că este consumator casnic, să știe pe ce se bazează peste câteva luni. Statul are această obligație să vină și să protejeze consumatorul. Altfel, industria nu știe ce măsuri să ia pentru investiții, cum să se raporteze la mediul economic, la context, și să implementeze investițiile pe care și le-ar dori, la fel și consumatorul privat. Digitalizarea în sectorul energetic, da, și aici trebuie să accelerăm, pentru că știm că toate procesele astea de smart meters, smart grid, n-au fost în tocmai rapide și ele ar ajuta foarte mult procesul de economisire, de eficiență energetică, și ar proteja în primul rând consumatorul final. În măsura în care consumatorul casnic este, să zic așa, acoperit din alte surse, atunci mai multă energie convențională, să zic, rămâne disponibilă pentru sectorul industrial și presiunea pe sectorul industrial scade și, ca atare, pe prețuri, pe creștere economică și tot circuitul economic. Bun, m-aș opri aici și aștept cu interes domnul președinte al Comisiei, practic cel mai important, cea mai importantă persoană în această discuție acum. Pentru că va trebui cumva și sunt convinsă că nu veți putea sta până la final. O să încep prin a întreba sala dacă are întrebări, cei prezenți în sală, și până te gândești cei prezenți la întrebare, doamna Dragu, vreau să vă adresez eu o întrebare. Vă rog să nu plecați încă. Având în vedere și experiența dumneavoastră în Guvernul României și experiența internațională și faptul că sunteți acum membru al Parlamentului României, considerați că ar putea, prin îmbunătățirea sau, hai să spun, cu o relație bună între Guvern și Parlament, dar care ar fi măsurile urgente pe care le-ați lua pentru a sprijini industria românească să treacă cumva în același timp cu alte țări europene, să treacă peste aceste crize, că deja vorbim de crize? Ar fi măsuri pe care le-ați vedea sau le-ați implementa mai repede decât o face în prezent Guvernul? De la începutul acestei crize am propus aceste măsuri de sprijinire a industriei, în general a firmelor, indiferent că vorbim de firme mici și mari, prin un credit fiscal, prin care o parte din creșterea de preț să fie compensată cu impozitul pe venit sau pe profit. Această formulă ar fi fost, ar fi asigurat și predictibilitate firmelor și să primesc sprijin atunci când facturile pe care ei nu le pot controla. Asta este problema. Este un factor pur exogen care îi afectează în activitatea de zi cu zi. Și cum spuneam, măsurile acestea de plafonare, compensare au existat, dar au fost câteva sincope destul de serioase. Cea mai recentă este aceasta cu industria de medicamente, care a fost uitată la un moment dat din penultimul OUG și, ca atare, exact medicamentele generice erau cele care sufereau din impactul prețurilor mari la gaze și electricitate. Da, mulțumesc frumos. Întrebări din sală? Profitați acum de prezența doamnei senator. Vă rog, o să vă rog să vă prezentați, că nu vă știu pe toți. Sorie Guțin, la Institutul Național de Statistică. Ați amintit de acele autorizații pentru punctele de căldură și pentru salonul efecte puternice. Domnul ministru Țanuș Barna, în televiziunea la DGE, a făcut vorbire de aproximativ 200.000 de cer. Întrebarea mea noastră, tehnologia vine toată dată, să zicem că vine toată dată. Însă acei specialiști care să le pună în operă, da, îi găsim? Învățământul face ceva în această direcție, adică poate, dacă se da, corelează. Păi ar trebui corelate meserile cu viitorul, pentru că acum n-avem cum să facem, păi n-avem ce facem peste noapte, sigur că da.
De fapt, această cerere crescută pe toate domeniile, inclusiv pe echipamentele respective, e foarte clar că împing în sus prețurile, împing în sus prețul la manoperă, nu? Păi pentru că am înțeles de preț. Ideea este, acești specialiști există sau se pregătesc? Cu siguranță ar trebui mai mult și ar trebui ca acești specialiști să fie formați, durează cam 3 ani să formeze specialiști. Da, ori dacă noi începem acum, eu am încredere în școlile duale că fac acest lucru și mediul privat cred că poate să spună în ce măsură mai are nevoie de sprijin pentru asta. Școlile duale pe lângă marile companii sunt destul de bine echipate pentru domeniile lor de activitate. De una zi vă spuseam în școala duală de la Jucu, care pregătește specialiști în, nu în zona de termie, dar ei sunt pe zona de electricitate, pe profilul companiei. Deci, da, există acest gap în acest moment, sunt convinsă de asta. Există riscul să scadă calitatea manoperei dacă crește prețul, în primul rând. Tehnologia vine totodată, da. Pentru că autorizațiile au o validitate de 12.000 și acele panouri și acele instalații să fie calificat. Acestea sunt jocuri normale ale cererii și ofertei pe piață, iar în momentul în care avem aceste crize peste noapte, clar că se vede în situații. Mulțumesc.